și altarul mielului dumnezeiesc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Îndură-te de mine, Doamne, că sunt în strâmtorare, eliberează-mă și scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă persecută. Doamne, să nu fiu făcut de rușine, căci am strigat spre Tine. La această liturghie ne rugăm pentru răposații Mihai, Maria, Anton, Ludovic, Ioan, Bernadeta, Mihăiță și toți răposații familiei. Suntem în această zi sfântă, Apostolii Mare, în care medităm mai mult ca oricând pătimirea, moartea, răstignirea lui Hristos pe cruce. Suntem în vinerea întâi din lună, în care să ne amintim și de inima preasfântă a lui Isus. Ne rugăm la această liturghie ca Domnul să ne ocrotească în purtarea crucii, în trăirea iubirii, în trăirea credinței. Iar acum să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taină. Mărturisesc. Aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne conducă la viața cea veșnică. Greșelile poporului Tău și în bunătatea Ta eliberează-ne de lanțurile păcatului în care ne-am lăsat prinși din slăbiciune. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Domnul este cu mine ca un luptător puternic. Lectura întâi. Citire din cartea profetului Ieremia. Am auzit calomniile multora,
groază de jur împrejur. Învinuiți-l și-l vom învinui. Toți prietenii mei pândesc dacă mă clatin, poate va fi sedus și vom putea să-l biruim și ne vom lua răzbunarea față de el. Domnul este cu mine ca un luptător puternic, de aceea cei care mă urmăresc se vor poticni și nu vor reuși să mă biruie. Se vor rușina foarte mult pentru că nu vor avea succes, iar înjosirea lor nu va fi uitată niciodată. Doamne Sabaot, Tu care îl încerci pe cel drept, care observi rărunchii și inima, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, pentru că Ție Ți-am destăinuit cauza mea. Cântați Domnului, lăudați-L pe Domnul, căci El eliberează sufletul celui nevoiaș din mâna răufăcătorilor. Cuvântul Domnului. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Te iubesc, Doamne, tăria mea, Doamne, stânca mea, fortăreața mea și liberatorul meu. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Dumnezeul meu, stânca mea, în care mi-am căutat refugiu, scutul meu, cornul mântuirii mele și scăparea mea, îl invoc pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt eliberat de dușmanii mei. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. M-au împresurat legăturile morții și m-au îngrosit râurile pieirii. M-au înconjurat legăturile locuinței morților și m-au întâmpinat lațurile morții. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Dar în strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din lăcașul lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la urechea Lui. În strâmtorarea mea L-am chemat pe Domnul și El mi-a auzit glasul. Cuvintele Tale, Doamne, sunt duh și viață. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, iudeii au luat iarăși pietre ca să-L bată cu ele. Iisus le-a zis: V-am arătat multe lucruri bune de la Tatăl. Pentru care dintre ele vreți să mă bateți cu pietre? Iudeii au răspuns: Nu pentru vreo lucrare bună aruncăm cu pietre în tine, ci pentru blasfemie, pentru că tu, om fiind, te faci Dumnezeu. Iisus le-a zis: Oare nu este scris în legea voastră, Eu am zis, sunteți Dumnezei?
Dacă i-a numit Dumnezei pe cei către care a fost cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, aceluia pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, voi îi spuneți, spui blasfemii, pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu credeți în mine. Dar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în mine, credeți în fapte, ca să știți și să recunoașteți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Ei căutau din nou să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor. El a plecat iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase mai înainte Ioan și a rămas acolo. Mulți veneau la El și spuneau, Ioan n-a făcut niciun semn, însă tot ce a spus Ioan despre acesta era adevărat. Și mulți au crezut în El acolo. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, am ajuns la cea de-a 10-a meditație, adică penultima, pe care o intitulez Misterul Crucii. Vă invit în această seară să intrăm în taina dramei de pe Calvar pentru a înțelege sensul profund a ceea ce s-a petrecut acolo. În ultima meditație am văzut că moartea lui Iisus pe cruce a fost o moarte violentă și dureroasă, rezervată răzvrătiților, răufăcătorilor, tâlharilor și sclavilor. Moartea lui Iisus a fost și continuă să fie pentru mulți oameni o piatră de poticnire. De aceea spunea Paul, Hristos cel răstignit este scandal pentru evrei și nebunie pentru păgâni. În scrisoarea către Filipeni, Apostolul Paul are un imn cristologic în care descrie acel drum de umilință pe care Hristos l-a făcut pentru a ajunge până la noi. Iată ce spune Paul. Hristos, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. Observați cum prin întrupare și prin suferința pe cruce, Hristos acceptă o degradare treptată. De la Dumnezeu se face om, devine un sclav și suferă moartea unui sclav, moartea pe cruce. De ce a ales Dumnezeu această cale pentru a răspunde la problema păcatului? Oare nu putea Dumnezeu să găsească o altă cale? Ba da, putea să găsească o altă cale și totuși a ales această cale. De ce? Există o maximă în limba latină care ar putea să ne faciliteze înțelegerea gestului pe care l-a făcut Dumnezeu. E vorba de maxima abisus abisum invocat, adică adâncul cheamă adâncul sau abisul cheamă abisul. În fața decăderii omului, în fața dezastrelor provocate de păcat, în fața marilor crime din istoria omenirii, în fața masacrelor săvârșite, în fața violențelor fără margini și a nedreptăților care nu se mai termină, cu alte cuvinte, în fața nebuniei omului și a nebuniei păcatului omului,
Dumnezeu a decis să opună nebunia crucii. Abisus, abisum invocat. Abisul decăderii umane a rechemat abisul morții lui Mesia pe cruce. Prin gestul extrem al Tatălui, care își lasă Fiul crucificat, El vrea să ne facă să ne cutremurăm și să ne trezim din letargia morții, care este pe punctul de a acapara complet ființa noastră interioară. E ca și cum ar fi voit să spună: vă dați seama în ce situație ați dus voi lucrurile? Vă dați seama în ce situație ați adus lumea? Vă dați seama de lucrurile oribile pe care le generați prin răutatea, prin reaua voastră voință sau prin simpla voastră indiferență? Vă dați seama până unde s-a ajuns? Fraților, haideți să ne înțelegem bine asupra unui punct, și anume, crucea lui Iisus Hristos este lucrarea omului. Crucea este lucrarea noastră. Suferința îndurată de Iisus pe cruce, tortura la care a fost supus, umilința pe care a îndurat-o, este lucrarea neamului omenesc, este lucrarea noastră. Noi l-am pironit pe cruce, noi l-am biciuit, noi l-am scuipat, noi l-am batjocorit, noi l-am atârnat pe lemnul crucii. Spune poetul Costache Ioanid în poezia sa: nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea este grea, povara noastră și mai grea, și eu, și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când El pe cruce se așternu, ci noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patim l-am străpuns, și eu, și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu. Și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari, și eu, și tu. Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu n-o porți, și fără ea toți suntem morți, și eu, și tu. Nu doar în stânci sub lilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci sub piatra unor forme reci, și eu, și tu. Și acum Iisus cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu? Iubiți frați în Hristos, acolo unde oamenii i-au procurat lui Iisus o mare suferință și o moarte umilitoare, adică acolo unde omul a provocat un imens rău, Dumnezeu a făcut ca din acel rău să rezulte un mare bine pentru oameni. Și aici ajungem la paradoxul crucii. Aici descoperim marele paradox al crucii. Iată ce spune Apostolul Paul în scrisoarea către Galateni: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se pentru noi blestem. Ce înseamnă asta? Înțelegeți cuvântul lui Paul? Cuvântul lui poate fi înțeles dacă mergem la textul din Deuteronom, din capitolul 11, care spune așa: dacă un om este omorât, spânzurat de un lemn, să nu rămână noaptea cadavrul lui pe lemn și să-l îngropi în aceeași zi, că cel spânzurat este blestemul lui Dumnezeu. Din punctul de vedere al Torei, adică maxima autoritate religioasă pentru iudaism, Iisus Hristos a murit ca un blestemat. Înțelegeți acum de ce
autoritățile religioase au făcut tot posibilul și au făcut toată presiunea asupra lui Pilat ca Iisus să moară răstignit pe cruce, pentru că ar fi putut să moară și altfel. Dar vreau precis un lucru, să-L vadă răstignit pe cruce pentru ca să demonstreze că Iisus nu este trimisul Tatălui. Nu, ci Iisus moare ca un blestemat. Iată ce spune Apostolul Paul. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se pentru noi blestem. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a transformat blestemul crucii în contrarul său. Hristos a murit pe cruce ca un blestemat de Dumnezeu pentru a ne răscumpăra pe noi oamenii de blestem. În scrisoarea către Romani, Apostolul Paul explică sensul răstignirii lui Iisus pe cruce. Iată ce spune Paul. Pe acesta, adică pe Iisus, Dumnezeu l-a pus ca jertfă de ispășire, pentru ca, prin credința în sângele său, să-și arate dreptatea trecând cu vederea păcatele din trecut. Iisus este jertfa de ispășire. În limba greacă, hilasterion. Iar hilasterion era o piesă, să spunem, din mobilierul templului. În locul cel mai sacru al templului, în Sfânta Sfintelor, se afla Arca Alianței. Iar deasupra Arcii Alianței era acest capac, hilasterion, asupra căruia preotul, marele preot, o dată pe an, în marea zi a ispășirii, în ziua de Iom Kipur, stropea cu sângele animalelor sacrificate pentru a-L împăca pe popor cu Dumnezeu. Ori Apostolul Paul ne spune că Iisus Hristos este Cel care inaugurează noua și marea zi a împăcării și definitiva zi a împăcării pentru toți cei care se deschid Lui și care merg să primească iertarea. De altfel, scrisoarea către evrei spune un lucru extraordinar. Fraților, sângele taurilor și al țapilor nu poate să înlăture păcatele. Și mai spune aceeași scrisoare către evrei, de altfel, după lege, aproape toate se purifică prin, atenție, prin sânge, și fără vărsare de sânge nu există iertare. Fără vărsare de sânge nu există iertare. Sfântul Apostol Petru ne face conștienți de un lucru și spune așa, fraților, voi știți că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din purtarea voastră fără sens moștenită de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, mielul fără meteahnă și neprihănit. Vedeți cu ce preț am fost răscumpărați? Un copil orfan trăia în casa bunicii sale, undeva într-un oraș. Într-o zi, casa a luat foc, iar bunica, încercând să salveze nepotul, a fost cuprinsă de flăcări și a murit în acel incendiu. Copilul a continuat să strige și cineva a intrat printre flăcări, a intrat în casă și a reușit să-l salveze. După ceva vreme, după câteva săptămâni, s-a organizat acolo în oraș o audiere publică pentru custodia copilului. Și s-au prezentat acolo un fermier, un învățător și cel mai bogat om din oraș. Și fiecare își prezenta argumentele pentru a obține custodia acestui copil orfan. La un moment dat, în sala aceea, a intrat un străin care și-a scos mâinile din buzunar și atunci cei de acolo au văzut că avea pe mâini semnul arsurilor
mai avea încă rănile pe mâini. Copilul, la un moment dat, în timp ce mulțimea se uita mirată, copilul a scos un strigăt de recunoaștere. Acela era Salvatorul lui. Dintr-un salt, copilul a ajuns în brațele străinului care l-a salvat și mâinile lui s-au strâns în jurul aceluia care îi salvase viața. Văzând aceasta, cei care voiau să obțină custodia copilului au plecat. Cele două mâini rezolvaseră cazul. Mâinile acelea pironite pe cruce, picioarele acelea străpunse de cuie, corpul acela acoperit de răni, a suferit toate acestea pentru ca tu să te bucuri de darul vieții. Hristos a îndurat suferința crucii pentru ca să te smulgă din mâinile, din ghearele morții, a morții celei de-a doua. Apreciezi tu cu adevărat sacrificiul lui? Ce atitudine trebuie să avem noi față de cruce și față de cel răstignit? Evanghelia lui Ioan ne arată cum trebuie să privim crucea. În dialogul cu Nicodim, Iisus spunea: și după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Pentru ca să obții viața veșnică, este nevoie să crezi în Cel care a fost înălțat pe cruce. Iar a crede în Hristos nu este doar o chestiune de logică, de minte, de inteligență, ci este în primul rând o problemă de viață. A crede în Hristos presupune o relație vie între tine și El. O relație care privește mântuirea, care privește salvarea noastră. Iubiți credincioși, mă apropii de final și aș dori să fac o reflecție despre crucea lui Iisus și crucea noastră proprie. Iisus a spus odată: dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ce a vrut să spună Iisus când a zis că trebuie să ne luăm crucea și să-L urmăm? Adică trebuie să fim și noi răstigniți cum a fost răstignit El? Noi uneori spunem că dacă cineva are o suferință profundă, o boală care nu-i mai trece, spunem că are de dus o cruce grea. Sau dacă cineva are o familie cu probleme, are o cruce grea. Dar trebuie să știm un lucru, crucea nu înseamnă doar suferință. Eu am găsit în scrierile cardinalului englez John Henry Newman un gând deosebit de frumos, care consider că se apropie cel mai mult de ideea aceea de cruce despre care vorbește Iisus. Ascultați acest text al cardinalului Newman și considerați-l ca și cum v-ar fi adresat unuia fiecăruia dintre dumneavoastră în parte. Iată ce spune cardinalul: Dumnezeu m-a creat pentru ca să împlinesc pentru El o anumită slujire. El mi-a încredințat această lucrare mie, nu a încredințat-o altuia. Eu am o misiune. Poate că nu o voi înțelege cu totul în viața aceasta, mă va spune Domnul în viața cealaltă. Și totuși, eu sunt necesar pentru planurile sale, așa cum este necesar un arhanghel în locul lui. De fapt, dacă eu voi rata această misiune, Dumnezeu îl va ridica pe un altul, așa cum El poate să facă din pietre copii ai lui Abraham. Dar eu sunt o parte dintr-o imensă lucrare. Eu sunt un inel într-un lanț. Eu sunt un element de legătură
între persoane. Dumnezeu nu m-a creat pentru nimic. Eu trebuie să fiu bun, trebuie să împlinesc lucrarea sa. De aceea voi fi un înger al păcii, un predicator al adevărului, acolo unde trăiesc. Chiar fără să știu asta, numai să împlinesc poruncile sale și să-L slujesc prin chemarea mea. Încearcă să trăiești cu demnitate vocația pe care Domnul ți-a încredințat-o. Aceasta este crucea ta personală. Este partea ta de la Domnul. Este darul tău pentru cei din jurul tău. Și este adevărata ta împlinire. Și închei cu un gând care se potrivește acum, că este primăvară, urgând a lui Efrem Sirul, Sfântul Efrem Sirul, un om sfânt, dar și înțelept, care ne-a lăsat multe cugetări deosebit de frumoase, a trăit în secolul IV. El spunea așa: pasărea zboară în vânt și își întinde aripile în formă de cruce. Dacă aripile rămân închise, refuzând să ia forma crucii, atunci și aerul refuză păsării zborul. Nu poți să experimentezi zborul spre înălțimi, nu poți să te bucuri de libertatea interioară adevărată, decât atunci când îți asumi crucea și mărturisești crucea, crucea ta personală și crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, slăvit fie El în veci. Amin. Fraților preiubiți, să ne rugăm lui Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care voiește ca toți oamenii să se întoarcă și să aibă viață. Doamne Iisus Hristoase, calea, adevărul și viața, sfințește biserica ta în aceste zile de hară și pregătește-o pentru a sărbători cum se cuvine Sfintele Paște. Atrage inimile noastre prin harul tău la rugăciune și pocăință. Dăruiește-le tuturor credincioșilor care s-au îndepărtat de tine harul întoarcerii pe calea binelui printr-o spovadă bună. Călăuzește la credință pe toți cei care au început să cunoască învățătura ta. Aprinde noi iubirea adevărată față de prieteni și dușmani. Dăruiește-le celor care au murit cu speranța învierii harul să se împărtășească de viața ta dumnezeiască în glorie. Pentru ca fiecare dintre noi să oferim postul și rugăciunea pentru susținerea campaniei 40 de zile pentru viață. Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, nu privi la păcatele noastre, ci la jertfa de ispășire a Fiului Tău. Ai milă de noi și ne iartă prin Hristos, Domnul nostru. Părinte Sfânt din ceruri, ți-aducem pe altar din truda vieții noastre un sfânt și nobil dar. Transformă-ne ofranda de pâine și de vin,
în sfânetul trup și sânge al Mielului Divin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule milostiv, dă-ne, te rugăm, harul să ne învrednicim a sluji mereu cum se cuvine la altarul Tău și luând de contenit parte la jertfa sfântă să ajungem la mântuire prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să te aducem mulțumirii pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Acum sunt aproape zilele pătimirii tale aducătoare de mântuire și ale învierii sale glorioase, în care trufia celui rău este înfrântă și se împlinește taina răscumpărării noastre. Pentru aceasta, puterile îngerești adoră maestatea Ta, bucurându-se în veci de vederea feței Tale. De aceea, Doamne, îngăduie să fim primiți în a Te preamări cu corurile de îngeri, zicând fără încetare. Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru și Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tata Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm pe ființele noastre și nu ne judecăm pe ispită. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i tărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Iată-L pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului.
ruga mea să fie, Doamne, ca ta în Ghetsemani, când pe față cu sudoare sângele-ți forma broboade, sau ca rugață de pe cruce, când de-ertai pe toți dușmanii, dar strigai nepărăsire, Eli lama sabachthani. Când nenorociri, necasuri peste mine năvădesc, când mă lupt cu disperarea și nu pot s-o biruiesc, ruga mea să fie, Doamne, ca ta în Ghetsemani, când pe față cu sudoare sângele-ți forma broboade, sau ca rugață de pe cruce, când iertai pe toți dușmanii, dar strigai în părăsire, Eli lama sabachthani. Când lovi de o nedreptate, de furie sunt cuprins, de ispita răzbunării, nu cumva să fiu un vis. Ruga mea să fie, Doamne, ca ta în Ghetsemani, când pe față cu sudoare sângele-ți forma broboade, sau ca rugață de pe cruce, când iertai pe toți dușmanii, dar strigai în părăsire, Eli lama sabachthani. De durere necruțătoare mă determină să cred că ai fi uitat de mine sau mă lași ca să mă pierd. Ruga mea să fie, Doamne, ca ta în Ghetsemani, când pe față cu sudoare sângele-ți forma broboade, sau ca rugați de pe cruce, când iertai pe toți dușmanii, dar strigai în părăsire, Eli lama sabachthani. Iisuse al meu, rămâi cu mine. Iisuse al meu, rămâi cu mine. Căci te iubesc, căci te iubesc numai pe tine. Căci te iubesc, căci te iubesc mai pe tine. Iisuse al meu, rămâi cu mine. Iisuse al meu, rămâi cu mine. Căci eu te vreau, căci eu te vreau numai pe tine. Căci eu te vreau, căci eu te vreau, numai pe tine. Să ne rugăm.
Taina pe care am primit-o, Doamne, să ne ocrotească neîncetat și să îndepărteze de la noi orice primejdie, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reveli șarul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngere a lui Dumnezeu! Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, consfințire la inima dumnezeiască a lui Iisus. Prea bunule Iisuse, Mântuitorul neamului omenesc, privește spre noi care îngenunchem cu smerenie înainte altarului Tău. Suntem ai Tăi, voim să fim ai Tăi și ca să fim mai strâns uniți cu Tine, astăzi fiecare dintre noi se consfințește de bunăvoie inimii Tale preasfinte. Mulți nu Te-au cunoscut niciodată, mulți au disprețuit poruncile Tale și s-au lepădat de Tine. Fie-ți milă și de unii și de alții și atrage-i pe toți la inima Ta preasfântă. Doamne, fii regele nu numai al credincioșilor care nu s-au îndepărtat niciodată de Tine, ci și al fiilor rătăciți care Te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească pentru a nu pieri de lipsă și de foame. Fii regele acelora pe care i-au înșelat părurile greșite și al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului și al unirii în credință, ca în curând să nu fie decât o singură turmă și un singur păstor. Dă, Doamne, bisericii Tale, libertate sigură și fără piedici, dă tuturor popoarelor liniștea bunei urânduirii și făcă de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas. Lăudată să fie dumnezeiască inima lui Iisus, care ne-a dobândit mântuirea. Ei să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor. Preasfântă inima lui Iisus, preasfântă inima lui Iisus, preasfântă inima lui Iisus. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze Atotputernicul și Milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia
Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitorul cu sufletul răposaților Mihai, Maria, Anton, Ludovic, Ioan, Bernadetta, Mihăiță și toți răposații familiei, pentru care scumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreți biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărimitia, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai împins prin ea dușmanul pe cel ce moarte ne-a. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, revinvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpla. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui veșnica lumina să te slăvească-ne. Strivi către tine, Doamnă, divin tru adâncuri, strivi către tine, Doamnă, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare, și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă strejerii firea soritor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este în durare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de legile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Strig către tine, Doamne. Doamne, îndură-te de ei. Hristos, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri răposați de legătura morții
Mihai, Maria, Antonă, Ludovic, Ioană, Bernadeta, Mihăiță și toți răposații familiei și să-i primești în ceata aleșilor tăi prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamnă, și lumina cea fără de sfârșit să ne strălucească, să se odihnească în pace. Să fim învinși de cele vii.